Noi nu suntem împotriva Europei. Noi am menționat, nu, noi am menționat de mai multe ori că regimul liberalizat de vize, partea pozitivă este faptul că scapăm de șantajul României pentru cetățenie română. Nu înseamnă că trebuie să căutăm dușmani la Est împotriva Vestului. Aceasta a fost poziția noastră tot timpul. Și la Vest împotriva Estului trebuie să fim destul de pragmatici echilibrați. Semnarea acordului de asociere de astăzi și ratificarea în continuare va avea efecte negative sub aspect social, economic și riscuri teritoriale. Acest lucru încercăm să-l aducem la urechile celor care sunt la guvernare. Ceea ce va fi semnat astăzi și ratificat în timpul cel mai apropiat nu este irreversibil. Noi vă promitem că noi vom petrece un referendum. Dacă nu până la alegeri, după alegeri. Și în baza rezultatelor, rezultatelor acestui referendum, acordul semnat astăzi va fi denunțat. Scopul protestelor este de a demonstra că Republica Moldova este și altă opinie. Dacă guvernarea nu ne-a permis și nu ne permite să protestăm democratic, conform standardelor europene care ei atât de tare le ridică în slăvi. Nu ne-ați permis să protestăm aici în Chișinău? Astăzi vom protest protesta în inima Europei, la Bruxelles. Nu comentez unele zvonuri ce au apărut în presă, însă vom fi mai mulți de 44%.